Salutare, dragi prieteni, tot din studioul mobil, pentru că nu reușesc altfel, apar probleme neprevăzute, trebuie să rezolv lucruri care nu erau planificate și am avut și un proces astăzi. Lucruri multe nu s-au întâmplat la acel proces, un proces cu infractorul Sandu Matei s-a amânat, așa că n-am ce detalii să vă dau. Pot să vă spun, dar o să fac un alt material pe această temă, că în procesul de la Timișoara, de la tribunal, a venit motivarea hotărârii judecătorești, care arată, expressis verbis, judecătorul că infractorul Sandu Matei a mințit în spațiu public, că el ar fi demonstrat că eu nu sunt jurnalist. Instanța s-a exprimat clar că probele depuse la dosar, că eu am dovedit prin probatorul inițial și prin probatorul suplimentar că am calitatea de jurnalist. Și că faptul că acționez pe rețele sociale și nu sunt angajat cu carte de muncă în redacție este irelevant, că este tot activitate jurnalistică. Și spune instanța expressis verbis că susținerile lui Sandu Matei nu au nicio bază reală. De ce l-a mințit? Acum știți că el a postat isteric zeci de comentarii că a demonstrat că nu sunt jurnalist. Asta va face obiectul unui nou proces. Dar nu vreau să vorbesc despre asta prea mult. Astăzi este și 3 mai, Ziua Internațională a Libertății Presei. Cândva, acum foarte mulți ani, veneam de la Timișoara la București, invitat de Active Watch, se făcea de 3 mai în București o întâlnire cu toți ziariștii, se mai ocupa cineva de problemele presei. Acum nu mai există nimic, nimic. Practic în România, de facto, noi nu mai avem presă, oameni. Nu mai avem presă. Tot ce înseamnă mainstream media, vechiul establishment, mass media din România, 99% nu este presă, nu este jurnalist, este marketing politic, publicitate pentru cine bagă bani acum. Pentru principalele două partide care bagă bani, pentru guvern care bagă bani când bagă bani, atât și nimic mai mult. Nu mai are nicio legătură cu jurnalismul, cu profesia de jurnalist, cu apărarea câinele de pază al democrației, cu adevărul, nu are nicio legătură. Deci sunt pur și simplu agenții de marketing online. Și pe lângă, bineînțeles, obiectul principal de activitate, ce vor patronii lor și ce războaie au ei de împărțit și ce au de făcut. Deci libertatea presei nu prea mai există, pentru că nu prea mai există presă. Dacă am fi avut o presă adevărată, ați văzut astăzi mega scandal pe televiziuni, pe toate televiziunile, relatată și dezbătută până la epuizare, știrea că din nou, parlamentari AUR au făcut scandal și violențe în Parlament. Celebru Dan Tănasă, un individ foarte sulfuros, de foarte mulți ani eu îl urmăresc, pe acest Dan Tănasă, pentru că m-a preocupat tot timpul problema asta, modului în care Ion Iliescu a manipulat încă din anii 90, folosind minoritatea maghiară și instigarea la ură națională împotriva românilor. Eu venind din Banat, avem alte mentalități, ne înțelegem bine cu minoritățile. Asta e un discurs care la mine nu ține și nu o să țină niciodată. Și am fost de foarte multe ori în documentare, atât ca jurnalist la evenimentul zilei, am și scris articolul, ar trebui să mai fie pe site-ul, pe blogul meu, ci ca turist în Ținutul Secuiesc. Am fost de foarte multe ori, am stat acolo, am fost cazat. Niciodată nu am constatat că ar avea maghiarii ceva cu români, că ar discrimina. Ba din contră, s-au purtat mai frumos cu mine decât dacă m-aș fi dus în București. Am tot vorbit despre scena aia cu ochelarii care mi s-au stricat și m-am dus în Sfântul Gheorghe, cred că eram în centru, dacă nu mă înșală memoria, la optică, și mi-a reparat omul ochelarii. Mi-a prins brațul la loc pe ochelari, mi-a prins șurubul, mi l-a fixat, mi-a reglat și n-a vrut să-mi ia niciun fel de ban. A zis, da, mi-e lasă pentru atâta lucru, nu ți-au bani. Păi în București nu se întâmplă așa ceva. Și îl urmăresc pe acest Dan Tănasă. Ăsta s-a luat la îmbrâncie, la agresiuni fizice, ceva inadmisibil pentru niște parlamentari. Un Solomon ăla de la PSD, ăla, deputatul Șaorma. Nu știu ce au avut de împărțit cu Ringo Dămureanu, fost taximetrist. Și ăsta parlamentar AUR, acuzat pentru violențe, a fost condamnat penal în trecut pentru violențe. Și Tănasă ăsta, care este un fel de George Simion, așa, clon al lui George Simion,
de câte ori auzi de el din Parlament, auzi numai acte din asta de huliganism. Este parlamentarul care spunea unui alt parlamentar de la USR că el are o șosetă găurită și că parlamentarul celălalt nu valorează nici cât șoseta lui găurită și ceva, vă dați seama la ce nivel low a putut să ajungă Parlamentul, așa ceva, din pricina celor 500.000 de căbuci care au pus ștampila pe aur, crezând că asta e vreo soluție pentru țară. Și se dovedește că în 2023, la anul, sunt alegeri, se termină mandatul, da? Și se dovedește că n-a fost nicio soluție. Niciun fel de soluție. Deci oamenii ăștia n-au făcut nimic în Parlament altceva decât scandal și circ și tămbălău. Nimic. Zero. N-au reușit să impună o lege, să poarte o negociere, să facă activități parlamentare. Ok, n-ai majoritate parlamentară, dar în interes public discuți cu alte grupuri, obții majorități, poți să faci, sunt proiecte de lege, da? De când există Parlament în România, există proiecte de lege, există inițiative care au fost uneori făcute de opoziție și au reușit să convingă. Deci au avut o activitate parlamentară, o activitate în comisii și așa mai departe. Deci ăștia n-au făcut nimic, oameni buni, nimic. În schimb, se țin numai de scandaluri. Acest Dan Tănasă vine din pepiniera infractorului Dan Voiculescu. Pe acolo a fost foarte puternic promovat. Mereu și mereu și mereu cu discurs de instigare la ură împotriva maghiarilor. Întotdeauna. Deci este unul dintre persoanele publice, unul dintre personajele intens mediatizate la televiziunea infractorului Dan Voiculescu, unul dintre personajele care în ultimii 20 de ani în mod constant s-a ocupat de instigare la ură pe criterii etnice împotriva minorității maghiare și a făcut și fel și fel de acțiuni. Acestea sunt realizările lui, mă rog, între ghilimele, în măsura în care așa ceva poate să fie realizare. Astea sunt realizările lui ca persoană. Dacă întreb ce a realizat în viață, a realizat mult scandal și ură etnică. La fel cum dacă îl întreb pe George Simion ce a realizat el în viață, până să fie parlamentar și să-i plătim noi salariul, mașina, făinuțele și ce mai plătim pe acolo, o să aflăm că n-a realizat nimic în viață. N-a avut o profesie, n-a realizat ceva, da? Ceva legat de vreo meserie, de vreun mod de a-ți câștiga existența, da? S-a ocupat ca și Dan Tănasă, ăla era prin Ardeal cu instigare la ură etnică, ăsta era pe aici cu fel și fel de huliganisme pus să paraziteze mișcarea unionistă pentru a o compromite din interior. Am un interviu pe această temă cu Gabriel Ursescu, vă invit să-l căutați, este în playlistul AUR, cea mai perversă capcană electorală, și puteți să-l vedeți. Și publicul nu este avertizat, nu este informat cu privire la aceste aspecte. Televiziunile și presa și tot ce înseamnă establishmentul politic, establishmentul media, nu informează corect în legătură cu factorul politic, în legătură cu scena politică. În mod normal, dragi prieteni, într-o democrație consolidată, un astfel de incident cu un parlamentar care comit violențe ar fi fost dezbătut foarte puternic, opinia publică ar fi fost avertizată, opinia publică ar fi avut o reacție fermă și ăla ar fi fost obligat să demisioneze. Chiar vreau să facem acest exercițiu pentru că suntem în primele 10 minute când toată lumea se uită. Știu că am foarte mulți oameni care privesc din diaspora editorialele mele și chiar vă rog frumos să-mi spuneți ce s-ar fi întâmplat. Știrea de atunci, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar puteți căuta pe Google Dan Tănasă șosetă ruptă. Știrea de astăzi este pe cele câteva site-uri care mai informează corect. Pe Actual 24, de exemplu, o găsiți. Ce scandal și ce violențe au făcut ăștia fizice în Parlament. Da? Și vă rog foarte frumos să îmi scrieți în comentarii în ce țară locuiți și ce s-ar întâmpla în țara în care dumneavoastră locuiți dacă, prin absurd, un parlamentar ar avea o astfel de ieșire. Ce s-ar întâmpla? Sau, dacă ați urmărit politica locală, vă rog mult să-mi scrieți
fapte pentru care parlamentari, miniștri au demisionat în țările în care dumneavoastră locuiți. Ca să facem o comparație. Dar acolo se întâmplă, pentru că acolo partidele nu bagă bani în presă. Și acolo presa își exercită rolul de câine de pază al democrației. În momentul în care apar derapaje, în momentul în care apar situații grave, total anormale pentru parlamentul unei țări, în acel moment presa informează corect și publicul are o reacție. Și partidul respectiv, dacă nu ia măsuri, dacă nu-l demisionează pe ăla, pierde la următoarele alegeri. La noi presa nu informează, nu face tam-tam și oamenii habar n-au, cei care se uită la televiziunile cartelului Mafia Media. Habar n-au, de fapt, who's who, da? Cine ce-a făcut? Li se vând fel și fel de lozinci din astea patriotarde, li se vând fel și fel de manipulări, da, ăștia care salvează România de maghiari, care să nu ne vindem țara, fel și fel de porcării. Și oamenii se duc și votează în totală necunoștință de cauză, totală necunoștință de cauză. Și ne decid tuturor soarta. De ce? Pentru că oamenii ăștia care se uită la aceste televiziuni, ei nu reprezintă majoritatea. Da? Ei nu reprezintă o majoritate în țara noastră. Ei sunt o minoritate. Sunt, după părerea mea, sub 20%, 25% maximum din numărul total al cetățenilor cu drept de vot. Dar dacă restul cetățenilor nu merg la vot, decizia o ia această minoritate. Și treaba asta ne afectează pe toți. Absolut pe toți. Da? Și uitați-vă cât de grav este, oameni buni, că mai e un pic și vine 2024. Cât de grav este că pe fondul absenteismului o minoritate a băgat în Parlament niște neisprăviți, niște oameni care n-au niciun fel de realizare personală, profesională, n-au niciun fel de valoare. Da? Cât de grav este să bagi astfel de oameni în Parlament. Și gândiți-vă dacă ei acum, când sunt un grup minoritar, da? Comit astfel de fapte, fac astfel de lucruri, vă dați seama ce ar face ei dacă ar avea acces la puterea administrativă, dacă ar conduce ministere, nu? Dacă ar conduce instituții ale statului. Vă dați seama ce ar face ei? Ce ar face? Cât de periculos este, oameni buni, cât de periculos este. E adevărat, situația e aparte, presa nu informează corect, dar acum există internet. Acum există mijloace de informare în masă, care nu mai depind numai de grupul de strâns, restrâns al patronilor de ziare, de televiziuni și de interesele acestora. Da? Acum, dacă vrei cu adevărat, poți să te informezi. Poți să afli informația corectă chiar și în acest ocean de minciună și de manipulare. Și poți să judeci, pentru că lucrurile pe care eu le spun sunt de minim bun simț, oameni buni. Adică principiul ăsta despre care am tot vorbit și vă invit să vă uitați la materialul video cu principiile pe baza cărora ar trebui să votăm. Că trebuie să te uiți la el, să-l vezi dacă are vreo realizare profesională. Păi cum își imaginează cineva, oameni? Cum își imaginează cineva? Că poate fi o soluție pentru țară. Unul care n-a făcut nimic, n-are o profesie, nu are ceva, o realizare, nu s-a trezit în viața lui măcar 5 ani de zile dimineața să meargă la birou, la muncă. Da? Păi cum își imagina cineva că din chestia asta, a vota un astfel de om, da, nu poate să, poate să rezulte altceva decât circul pe care îl vedem în Parlament. Pentru că atunci când votezi un neisprăvit, da, un om care nu s-a realizat în niciun fel, până o să facă ce a făcut până acum, adică nimic. Nimic, da? Și sunt hăbăuci care zic, domne, George Simion, președinte, vă dați seama. Dacă n-a făcut nimic ca lider de partid, n-a fost capabil nici măcar să facă
N-a fost, n-a, uitați-vă la ei, că n-au măcar un parlamentar, să zici, mă, că e cât de cât ok, da? Deci ăsta n-a fost capabil nici măcar să facă o selecție a listelor în așa fel încât, chiar dacă a băgat, nu știu, a pus pe liste 50 de ciurucuri, să aibă măcar 10 oameni cât de cât competenți. Deci ăsta n-a fost capabil să aducă nici măcar un om competent lângă el. N-au fost capabili să facă în Parlament nimic. Zero, barat. Numai scandal, numai circ. Șosete murdare, găurite, îmbrânceli, jigniri. Atât. Păi ce poate să facă el dacă ar fi președinte? Ce poate să facă altceva? Nu ne ajunge că am văzut ce a făcut, da? Și care e gradul de incompetență politică. Vrem să îl punem într-o poziție din care paguba, prejudiciu să fie și mai mare, nu? Într-adevăr, ar fi o dovadă de înțelepciune, da? Sigur, cei care au votat AUR, cei care îl urmăresc, n-au capacitatea de discernământ să vadă aceste lucruri, dar ei sunt puțini, oameni buni, și oamenii cu discernământ ar trebui să fie atenți la astfel de semnale. Ar trebui să gândească la ele, ar trebui să se mobilizeze la vot și să mobilizeze la vot pe cât mai multă lume. Devine tot mai important, dragi prieteni, pe fondul fenomenului de mafiotizare a presei și pe fondul banilor, sumelor tot mai mari pe care partidele, guvernul, unde sunt tot partidele, primăriile, le bagă în presă, devine tot mai important ca fiecare dintre dumneavoastră, cei care înțelegeți aceste lucruri, le vedeți și puteți percepe răul ce riscă să vină peste noi, este foarte important ca fiecare om să se implice. Va fi o bătălie electorală așa cum n-a mai fost. Niciodată manipularea nu a fost atât de mare, atât de complexă, atât de bine plătită, atât de întinsă, numai pe televizor. Că ăștia și-au mutat influencerii pe rețele sociale. Este o invazie, o infecție pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok. O infecție de trompete și de vuvuzele și de cârtițe care la unison transmit mesajele ăstora. Și eu la asta eu nu văd alt antidot, alt tratament decât implicarea fiecărui om cinstit care înțelege aceste lucruri și înțelege cât de periculos ar fi să câștige și mai multă putere. Ăștia că au PSD-ul, PNL-ul, aceeași mizerie fesenistă care se află în spatele lor. Unul dintre rolurile AUR foarte important pentru PSD și PNL este de a-i face pe ăștia să pară mai bun, nu? PSD-ul pare dintr-o dată mult mai ok când vezi că ai un alt partid extremist unde unul își arată șosetele găurite și se ia la bătaie cu alți parlamentari, da? Este un rol foarte pervers, o manipulare foarte perfidă, da? Nu știu dacă atunci când au făcut AUR și capcana asta, al cărei scop din punctul meu de vedere este să repete finala Iliescu-Vadim, să rupă voturi, să facă după aceea patrulaterul roșu. Dar nu știu dacă s-au gândit și la efectul ăsta, dom'le, să fie cât mai extremist, să fie cât mai oribil, să bage personaje cât mai grotești în Parlament, astfel încât noi să părem mult mai buni. Știi, Ciolacu pare brusc, da? Un parlamentar acceptabil când te uiți la Tănase, cel cu șosetele găurite, da? Sau la Șoșoacă, cea cu pungile de gunoi în Parlament, da? Sau chiar la Simion, care umblă ca un bezmetic cu telefonul în mână prin Parlament toată ziua, te zici că e TikToker, nu parlamentar, săracul de el, da? Așa, de aia l-au votat oamenii, că astea cu telefonul în mână. Păi nu era nevoie să-i plătim salariul de parlamentar și toate cheltuielile și toate cât ne costă partidul ăsta AUR, da? Ca să facă același lucru pe care îl făceau în afară. Și soluția nu este alta, dragi mei. Soluția este să implice fiecare dintre dumneavoastră și presa aia care ne lipsește, că tot e 3 mai asta și sărbătorim libertatea presei care nu există, să fie suplinită de către fiecare om cinstit din această țară, de către fiecare cetățean responsabil, conștient și hotărât să se implice.